Luna februarie, ziua a 11-a. Sfântul Sfințit Mucenic Vlasie, episcopul Sevastiei și cei împreună cu dânsul. În vremurile cele mai dinainte în care se cinstea de păgâni slujirea idolească și mulți oameni se închinau zidirii și lucrului mâinilor lor, atunci au odrăslit și credința multor sfinți, între care și dreapta credință a Sfântului Sfințit Mucenic Vlasie. Pentru că acest sfânt a petrecut toți anii vieții sale cu blândă și dreaptă viață, cu dumnezeiască plăcere, fără de prihană, depărtându-se de tot lucrul rău. Deci cetățenii din Sevastia Capadociei, văzând cinstita lui viață, s-au sârguit să-l pune episcop și păstorea bine turma lui Hristos. În acele vremuri, în care erau dese prigoniri asupra Bisericii lui Hristos și mulți intrând în nevoințele pătimirii, se încununau cu gunura mucenicească. Atunci și Sfântul Mare Mucenic Evstratie, cel din tâi între cei cinci tovarăși ai săi, viețuind în împărăția lui Dioclețian, s-a nevoit până la sânge, pentru cinstirea lui Hristos. Căci șezând el în temniță, noaptea l-a cercetat acest Sfânt Vlasie, dând aur mult străjerilor temniței și a fericit pe mucenicul lui Hristos, care pătimea cu bărbăție. Apoi a luat de la dânsul diata cea încredințată lui, pe care Sfântul Evstratie a scris-o mai înainte de sfârșitul său, rânduind cele pentru trupul său și pentru averi, așa cum se scrie în pătimirea lui. Notă, vezi Sfântul Mucenic Evstratie la 13 decembrie. Sfârșitul notei. Deci Sfântul Vlasie se ascundea de mânia tiranilor, precum făceau pe atunci mulți sfinți, dedându-se la chinuri fără voia lui Dumnezeu. În cetate erau puțini creștini și aceia tăinuiți, iar cei mai mulți fugeau în pustii, în munți și în peșteri de frica chinurilor, pe care unii, neputând să le rabde, câteva vreme s-au închinat idolilor. Deci și Sfântul Vlasie, nu numai pe vremea împărăției lui Dioclețian, ci și în a lui Liciniu, în care a și pătimit, se ascundea și el de cumplita prigonire într-un munte pustiu ce se numea Argeos, având acolo peșteră pentru nevoința sa. Acolo, având o viață liniștită și pusnicească, înălța neîncetate rugăciuni către Dumnezeu, iar fiarele cele sălbatice veneau și se binecuvântau de la dânsul. Dar de se întâmpla să vină la sfânt în acel ceas în care se îndeletnicea cu rugăciunea către Dumnezeu, ca și cum ele ar fi fost înțelegătoare, netăinuindu-i gândirea cea dumnezeiască, stăteau înaintea peșterii așteptând ieșirea aceluia după sfârșitul rugăciunilor și nu se duceau până ce sfântul nu punea mâinile peste ele, binecuvântându-le. Iar de se îmbolnăvea vreuna dintre ele, venind la sfânt, era tămăduită prin punerea mâinilor sale celor sfinte. În acele zile, Igemonul Agricola a poruncit vânătorilor săi să vâneze o mulțime de fiare mâncătoare de tot felul, și aceasta o făcea spre mai cumplita moarte a ucenicilor lui Hristos, pe care în multe feluri se sârguia să-i piardă, pe unii ucigându-i cu sabia, pe alții arzându-i în foc și în apă necându-i, iar pe alții dându-i fiarelor. Deci, ducându-se vânătorii la vânat și înconjurând munții și pustiile, au mers și la muntele ce se numea Argeos, în care se tăinuia Sfântul Episcop Vlasie. Apropiindu-se de peșteră și văzând înaintea ei mulțime de fiare jucându-se, au zis între ei: „Să mergem să vedem ce este acolo.” Și mergând, au găsit pe Sfântul Vlasie nevoindu-se în peșteră ca într-o cămară și făcând rugăciuni către Dumnezeu. Însă, nezicându-i nimic, îndată s-au întors și au spus Igemonului Agricola cele ce au văzut, iar Igemonul a poruncit să meargă cu mulți ostași să prindă pe creștinii care se vor afla ascunși acolo și să-i aducă la el. Deci, mergând ostașii trimiși în muntele acela și ajungând la peșteră, găsiră pe Sfântul Vlasie îndeletnicindu-se singur în rugăciune și în doxologia lui Dumnezeu. Apoi i-au zis: „Ieși de aici și mergi cu noi în cetate, că te cheamă Igemonul.” Iar Sfântul, bucurându-se, le-a zis: „Bine, fiii mei, să mergem împreună, căci și-a adus aminte de mine Domnul, fiindcă s-a arătat mie de 3 ori în noaptea aceasta zicându-mi: „Scoală-te și adu-mi jertfă, după obiceiul preoției tale.” Deci acum, fiii mei, bine ați venit, Domnul meu Iisus Hristos să fie cu voi.” Iar mergând ei în cale, elinii se întorceau la Dumnezeu pentru blândețile și învățătura Sfântului și pentru facerile sale de minuni. Căci prin sfintele sale rugăciuni se dădeau de la Domnul tămăduirii bolnavilor, nu numai oamenilor, dar și dobitoacelor. Și câți neputincioși se aduceau înaintea Sfântului Vlasie,
Pe aceea, punând mâinile și făcând rugăciuni, îi tămăduia și le dădea drumul sănătoși. O femeie avea un fiu căruia, mâncând pește, i-a rămas un os în gât și acela nu mai putea să grăiască nici de cum și acum era aproape de moarte. Luându-l maică-sa, l-a dus la picioarele Sfântului și plângând striga: Miluiește pe fiul meu, robule al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, că mi-este singur născut. Apoi a spus Sfântului ce s-a întâmplat fiului ei. Arhiereul lui Dumnezeu Vlasie, punându-și mâna pe gâtul copilașului, s-a rugat lui Dumnezeu zicând: Cel ce ajuți tuturor celor ce te cheamă cu adevărat, o, Mântuitorule, ascultă rugăciunea mea și ia osul cel înfipt în gâtul copilului acestuia cu nevăzută puterea ta. Și de acum, chiar între oameni și dobitoace de s-ar întâmpla ceva de acest fel și va pomeni cineva în numele meu zicând: Dumnezeule, pentru rugăciunile robului tău Vlasie, ajută-mi, aceluia tu, Doamne, grăbește spre ajutor și dă-i tămăduire într-o slava și cinstea Sfântului tău nume. Acestea grăindu-le, îndată a făcut sănătos pe copil și l-a dat maicii sale, care lăuda pe Dumnezeu, și s-a preamărit numele Sfântului Vlasie nu numai în Sebastia, ci și în Nicopole. Încă fiind el pe drum și apropiindu-se de Sebastia, s-a întâmplat un lucru ca acesta. O văduvă oarecare, săracă, nu avea mai mult decât un purceluș, iar un lup, alergând, l-a apucat pe el și plângea femeia foarte mult. Văzându-l pe sfânt mergând, a alergat la dânsul și cu lacrimi se jeluia împotriva lupului. Iar sfântul zâmbind, a zis către dânsa: Nu te mâhni, o femeie, nici nu plânge, căci ți se va da ție purcelul tău viu și nevătămat. Acestea zicându-le, mergea în calea sa și iată, lupul a alergat spre săraca văduvă, ducându-i purcelul în gură și i-a dat drumul viu înaintea sa, întreg și nevătămat. Apoi lupul a fugit în pustie, iar văduva și-a luat purcelul, bucurându-se și lăudând pe Dumnezeu. Deci, intrând Sfântul Vlasie în cetatea Sebastiei și ghemonul Agricola, îndată înștiințându-se despre el, a poruncit să-l arunce în temniță. A doua zi, șezând la judecată, a adus înaintea sa pe arhiereul lui Dumnezeu, pe care văzându-l, a început mai întâi cu cuvinte amăgitoare a grăi către dânsul: Bucură-te, Vlasie, prieten al zeilor noștri și al nostru iubit! Iar Sfântul i-a răspuns: Bucură-te și tu, puternice ighemoane, dar să nu numești Dumnezei pe diavolii care se vor da focului veșnic împreună cu cinstitorii lor. Deci mâniindu-se, ighemonul a poruncit să fie bătut cu bețe groase multă vreme și Sfântul a zis ighemonului: O, nebune și înșelătorule de suflete omenești, oare socotești că mă vei întoarce prin chinurile tale de la dumnezeiască mărturisire? Nu vei putea, că am pe Iisus Hristos, cel ce mă întărește. De acum, fă ce voiești. Iar ighemonul, văzând credința cea neschimbată a Sfântului, a poruncit ca iarăși să-l ducă în temniță. Atunci, văduva cea săracă, auzind de viteaza pătimire pentru Hristos a Sfântului Vlasie, a înjunghiat purcelul pe care l-a scos întreg din gura lupului, a fiert capul și picioarele, le-a pus în blid, după aceea, luând semințe și roade pământești câte putea să aibă în sărăcia ei și punându-le în coșniță, apoi aprinzând lumânare, le-a dus Sfântului în temniță și, căzând la picioarele lui, se rugă să primească bucatele acelea și să mănânce. Iar Sfântul, lăudând pe Dumnezeu, a gustat din mâncarea cea adusă și, binecuvântând-o, i-a poruncit zicând: O, femeie, în acest chip să săvârșești pomenirea mea, în toți anii, că nu va lipsi în casa ta nimic din cele trebuitoare. Și altcineva de se va asemăna ție și de va săvârși pomenirea mea, acela se va umple de darurile lui Dumnezeu și binecuvântat va fi în toate zilele vieții sale. Deci acea fericită văduvă, luând poruncă de la sfânt, s-a dus la casa ei slăvind pe Dumnezeu și s-a împlinit cu dânsa scriptura care zice: În toată lumea se va spune ce a făcut ea într-o pomenire a ei. Iar tiranul, șezând a doua oară la judecată, a adus pe sfânt și a zis lui: Vlasie, jertfești zeilor ca să fii viu sau voiești să pieri rău? Răspuns a sfântul: Zeii care n-au făcut cerul și pământul să piară, iar moartea cu care tu mă îngrozești, aceea îmi mijlocește mie viața veșnică. Atunci ighemonul, văzându-l nemișcat în credință, a poruncit să fie spânzurat pe un lemn și strujit tare cu unelte de fier. Și fiind strujit mult, ucenicul a zis către ighemon: O, păgânule și necuratule, oare cu bătăile vrei să mă înfricoșezi pe mine, cel ce am ajutor pe Iisus Hristos?
Nu mă tem de chinurile tale cele văzute, căci privesc la bunătățile ce vor să fie și care sunt făgăduite celor ce iubesc pe Dumnezeu. După aceasta a poruncit tiranul ca să-l dea jos de pe lemn și să-l ducă iarăși în temniță. Fiind dus Sfântul Vlasie la închisoare, îl urmau niște femei credincioase și temătoare de Dumnezeu. 7 la număr, care adunând de pe pământ sângele ce picura din trupul lui, se ungeau cu dânsul. Văzând aceasta, slujitorii ce duceau pe sfânt le-au prins și le-au dus la Ghemon, zicându-i: și acestea sunt creștine. Iar Ghemonul a zis către dânsele: plecați-vă și aduceți zeilor jertfă, ca să primiți de la mine mare cinste. Cinstitele și sfintele femei i-au zis: de voiești, o Ghemoane, ca să ne închinăm cu jertfe zeilor tăi, mai întâi se cade nouă să ne curățim, deci să mergem la iezerul cel de aproape și să ne spălăm întrânsul, după obicei, fețele noastre și tot trupul. Apoi să poruncești să ne aducă pe zeii tăi acolo și îndată după spălare să ne închinăm lor, pe malul iezerului. Ighemonul, umplându-se de bucurie, a poruncit să aducă pe zeii săi, pe care băgându-i în saci, i-au pecetluit cu plumb și au dat sfintelor femei, punând lângă dânsele ostași, ca să le ducă pe ele la iezer cu zeii și de acolo să le aducă la dânsul cu cinste. Ele, luând pe spatele lor sacii cu idolii pecetluiți, i-au dus la iezer și, sosind la mal, unde știau că apa este mai adâncă, au rugat pe ostași să se depărteze de dânsele, pentru rușinea guliciunii trupești, și să aștepte puțin până ce se vor spăla. Depărtându-se ostașii, fiecare femeie a aruncat în adâncul apei pe idolul pe care îl ducea și s-au afundat necurații zei ca plumbul. Văzând aceasta, ostașii le-au prins și, ducându-le la Ighemon, i-au spus despre înnecarea zeilor. Ighemonul și-a schimbat fața de mânie și a răgnit ca un leu la ostași, zicând către dânsii: o, răi slujitori, pentru ce n-ați ținut pe zei, ca să nu-i arunce în adâncul iezerului? Apoi, ostașii răspunzând au zis: o, luminate, ți-au grăit cu înșelăciune femeile acestea și au unecat pe zeii tăi, iar noi, neștiind înșelăciunea lor, nu i-am ținut. Deci au zis și sfintele femei către Ighemon: Dumnezeul cel adevărat nu pătimește de înșelăciunea omenească, iar zeii tăi, fiind pietre nesimțitoare și lemne, aur și argint, cu înșelăciune luați de noi și înnecați, nu s-au izbăvit pe ei din mâinile noastre, nici au scăpat de înnecare. Apoi, cum pot pe alții să izbăvească de primejdii să-i mântuiască? Mâniindu-se, Ighemonul a poruncit să ardă un cuptor, să topească plumb și să aducă piepten de fier și 7 scânduri de aramă făcute în chip de haine arse în foc. Toate acestea erau puse deoparte, iar de alta au pus de față haine noi, luminate și felurite podoabe femeiești. Apoi a zis către sfintele femei: alegeți-vă una din două, sau să vă închinați zeilor și să le aduceți jertfe și veți păzi sufletele voastre, umblând în aceste haine luminoase și de mult preț, sau de nu veți voi să faceți aceasta, apoi veți primi chinurile acestea pregătite asupra voastră. O sfântă femeie din acelea, având de 2 copii, a apucat o haină luminoasă și a aruncat-o în cuptor și a ars. Iar copiii au zis către maica lor: maica noastră, să nu ne lași pe pământul acesta să pierim, ci precum ne-ai hrănit cu dulcele tău lapte, așa și cu împărăția cerească să ne hrănești pe noi. După aceasta, Ighemonul a poruncit să le spânzure și să strujească cu piepten de fier trupurile lor, iar ostașii au văzut curgând din rănile lor lapte în loc de sânge, căci erau și trupurile lor albe ca zăpada. Iar îngerii Domnului, pogorându-se din cer, le întăreau și le mângâiau în chinurile lor, zicându-le: nu vă temeți, ci vă nevoiți ca niște buni lucrători, care făcând secerișul și isprăvind de lucrul, se binecuvântează de stăpân, apoi luând plată, se duc bucurându-se la casa lor. Tot astfel, nevoiți-vă și voi, ca de la Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, să luați viața veșnică și neîncetată. Apoi, Ighemonul a poruncit să înceteze torturile și să le arunce în cuptorul cel înfocat. Dar când le-au aruncat, focul s-a stins îndată și au ieșit nevătămate din cuptor. Atunci a zis către dânsele Ighemonul: lepădați de la voi farmecele voastre, apropiați-vă de zei și jertfiți-le lor. Iar sfintele femei i-au răspuns într-un glas: o, fiule al diavolului, nu vom lăsa pe Domnul nostru Iisus Hristos, nici nu ne vom închina pietrei și lemnului, idolilor celor asemenea ție, surzi și nesimțitori. De acum fă ceea ce voiești, că noi suntem chemate în împărăția cerurilor. Atunci Ighemonul a poruncit să le taie capetele cu sabia
și fiind duse sfintele femei la locul sfârșirii lor, au rugat pe ostași zicând: așteptați puțin până ce ne vom ruga lui Dumnezeu. Și plecându-și genunchii lor la pământ, au zis: slavă ție, Dumnezeul nostru, cel mare și proslăvit! Slavă ție, Hristoase, cel ce împărățești în veci, că ne-ai chemat la calea bunătății tale, căci cine este mai mare ca tine, Dumnezeul nostru, cel ce ne-ai făcut a ne depărta de întuneric și a venit la adevărata și dulcea ta lumină? Ne rugăm ție, Doamne, să ne numeri cu sfânta și întâia mucenița ta, Tecla, primind pentru noi rugăciunea preasfințitului părintelui și păstorului nostru Vlasie, care ne-a povățuit pe noi la calea cea adevărată. Astfel rugându-se și de la pământ sculându-se, și-au ridicat mâinile și ochii spre cer înălțându-și, cu inimă și cu suflet curat, au zis către Dumnezeu: slavă ție, Dumnezeul nostru, că ne-ai învrednicit pe noi a sta în locul acesta ca oile la junghiere pentru numele tău cel sfânt, căci voim ca îndată să ne jertfim ție. Primește și sufletele noastre în jertfernicul tău cel ceresc. Iar cei doi copii, apropiindu-se de maica lor, au zis către dânsa: maică, cununile voastre sunt gata în cer la Domnul, iar pe noi lasă-ne viteazului și răbdătorului de chinuri, preasfințitului episcop Vlasie. Apoi, apropiindu-se speculatorul, a tăiat cinstitele capete ale celor 7 femei și așa s-au sfârșit. După aceasta, Igemonul a scos pe Sfântul Vlasie din temniță și a zis: vei aduce acum jertfă zeilor sau nu? Răspuns a Sfântul: ticălosule și orbule, nu vezi adevărata lumină? Care om, cunoscând pe Dumnezeul cel viu, va aduce jertfe sau se va închina idolilor celor neînsuflețiți? Iar tu, întunecatule și necuratule, să știi că ai lăsat pe Dumnezeul cel viu și te închini pietrei celei nesimțitoare, dar eu nu mă tem de îngrozirile tale. Precum voiești, chinuiește-mă. Iată, pentru Hristos al meu îmi dau ție trupul meu, iar Dumnezeu are putere peste sufletul meu. Zisa Igemonul către Sfânt: de te voi arunca în iezer, îți va ajuta ție Hristos al tău, căruia îi te închini? Grăita Sfântul: orbule și neînțelegătorule, tu pe cele neînțelegătoare cinstindu-le, ți se pare că ești mântuit? Dar eu, cinstind pe Hristos, oare nu voi arăta ție în apă puterea sa? Atunci Igemonul a poruncit să-l ducă și să-l arunce în adâncul iezerului. Iar Sfântul, alergând înainte, a însemnat apa cu semnul crucii și a mers pe apă ca pe uscat. Apoi, ducându-se în mijlocul iezerului, a șezut pe apă ca pe pământ. Iar către ostașii și slujitorii tiranului, care stăteau pe mal, a zis: de aveți zei, arătați puterea lor și mergeți și voi pe apă. Și îndată 68 de bărbați, chemând pe zeii lor pe nume, s-au aruncat în iezer, vrând să umble pe apă, și au pierit. Iar îngerul Domnului, pogorându-se din cer la Sfânt, i-a zis: arhiereule cel plin de darul lui Dumnezeu, primește cununa cea gătită ție de la Dumnezeu. Deci a venit Sfântul la mal, având fața ca lumina, și mergând la Igemon, l-a ocărât. Atunci Igemonul a dat asupra lui judecată de moarte, zicând: Vlasie, cel ce nu s-a supus mie și a defăimat pe împărat, iar pe zei a ocărât, și 68 de oameni cu farmecele i-a pierdut în apă, să se taie cu sabia, împreună cu cei doi copii. Și fiind scos Sfântul din curte, împreună cu copiii, și dus fiind la locul tăierii, s-a rugat pentru sine și pentru toată lumea, și mai ales pentru cei care vor veni după dânsul și vor voi să săvârșească pomenirea lui, ca să nu se apropie de ei nicio boală, iar casele lor să se umple de toate bunătățile, apoi rugăciunile lor să fie auzite pentru toate nevoile. Atunci s-a pogorât de sus, la dânsul, un nor luminos, care l-a umbrit și glasul lui Hristos se auzea grăind din cer către dânsul: toate cererile tale le voi împlini, iubitul meu nevoitor. Apoi, speculatorul i-a tăiat cinstitul cap și după dânsul a tăiat și pe cei doi copii, în același loc, afară de zidurile cetății, în Sevastia, în 11 zile ale lunii februarie. Iar o femeie binecuvântată, anume Elisa, a luat sfintele trupuri mucenicești și le-a îngropat în acel loc cu cinste și se dădeau de la mormânt tămăduiri bolnavilor. Înștiințându-se văduva aceea cu purcelușul de mucenicescul sfârșit al Sfântului Vlasie, arhiereul lui Hristos a cinstit pomenirea Sfântului adunând la sine pe cunoscuți, pentru că Dumnezeu a binecuvântat casa ei cu îndestularea celor de trebuință. Și urmându-i ei și alți oameni drept credincioși, au început asemenea a săvârși pomenirea Sfântului Vlasie în toți anii, aducând la biserică lumânări și tămâie.
Apoi, făcând ospețe celor de o credință și dând milostenii la săraci și scăpătați, s-a început de atunci acel sfânt obicei, care se ține încă și acum de unii, adică a săvârși pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Vlasie după chipul acelei văduve. Aceasta se făcea în cinstea mucenicului și în slava Domnului nostru Iisus Hristos, cel împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh slăvit și închinat în veci. Amin. Tot într-o această zi, Sfânta Teodora Împărăteasa. Sfânta Teodora Împărăteasa s-a născut într-o familie de mari sfetnici împărătești. Fiind dăruită de Dumnezeu cu multă frumusețe și înțelepciune, ea a fost aleasă să fie soția împăratului Teofil, luptătorul împotriva sfintelor icoane, dar nu a urmat bărbatului său în eres, pentru că ținând în taină sfintele icoane, se închina lor cu dreaptă credință. După moartea bărbatului său, a pus din nou pe tronul Patriarhiei pe Sfântul Metodie Mărturisitorul și a adunat un sobor de sfinți preoți și călugări mărturisitori din toate laturile împărăției, care purtau pe trupurile lor semnele prigoanelor îndurate pentru icoane. În prima duminică a postului mare, din anul 843, aceștia au dat anatemei pe ereticii iconoclaști și, înconjurând Constantinopolul, împreună cu tot poporul, au pus din nou icoanele spre închinare în biserici. De atunci se prăznuiește biruința ortodoxiei în fiecare an, în prima duminică a postului mare. După aceasta, Sfânta Teodora s-a sârguit ca sufletul bărbatului său cel mort să se izbăvească de chinuri, cu rugăciunile multor sfinți părinți, precum se scrie despre aceea pe larg în Sinaxar, la întâia duminică a Sfântului și Marelui Post. Făcând multe lucruri bune și plăcând lui Dumnezeu, după 7 ani de împărăție, Sfânta Teodora a îmbrăcat chipul monahicesc, împreună cu cele 4 fiice ale sale. Apoi, săvârșind 17 ani de nevoință cu post și rugăciune, s-a mutat la Domnul în anul 867. Moaștele sale, neatinse de stricăciune, au fost duse în insula Corfu, înainte de căderea Constantinopolului, împreună cu moaștele Sfântului Spiridon. În timpul celui de-al doilea război mondial, ele au scăpat prin minune dintr-un bombardament nimicitor și rămân până astăzi un izvor de binecuvântări pentru drept credincioși.